Noul coronavirus a ucis încă 8 oameni în ultimele 24 de ore la spitalul de urgență Galați. Niciunul dintre ei nu era vaccinat. Și dacă nu era de ajuns, spitalul se confruntă acum și cu un nou focar de COVID, al 6-lea de la începutul valului 4. 12 persoane de la secția de ortopedie au COVID-19, cadre medicale și pacienți. Situația este gravă și la Ploiești, unde 3 spitale au anunțat focare de coronavirus, atât în rândul pacienților non-COVID, cât și în cel al cadrelor medicale. Spitalul Clinic de Urgență Galați are izolatorul COVID sufocat de pacienți în stare gravă și mulți dintre ei nu mai apucă să fie internați din cauza lipsei paturilor. În momentul de față, în serviciu UPU, existând în jur de 40 de pacienți, dintre care 30 de pacienți sunt cu necesar mare de oxigen, 4 pacienți sunt intubați, ventilați și, din păcate, 8 pacienți au pierdut lupta cu viața în ultimele 24 de ore. Alți 8 au fost declarați morți marți în aceste condiții. Și cum o problemă nu vine niciodată singură, la același spital a apărut un nou focar de COVID. La secția de ortopedie, cu 12 cazuri, 9 cazuri la pacienți, un medic și 2 asistente. Din cei 9 pacienți, un singur pacient era vaccinat, iar din rândul personalului medical, toți 3 sunt cu schemă completă de vaccinare. Cum a fost descoperit focarul? Prin testări repetate, efectuate pacienților internați în cadrul secției de ortopedie. Din cauza numărului mare de decese din spital și la morga obișnuită și la cea COVID, oamenii se plâng că și-au morții cu întârziere. Și la Ploiești situația este gravă. În 3 spitale importante în lupta împotriva coronavirusului sunt focare, persoanele pozitive fiind atât pacienți din secțiile non-COVID, cât și din rândul cadrelor medicale. Sunt bolnav pozitiv, sunt bolnav care vin pozitiv, bolnav care se pozitivează după 2 zile la al doilea test. Noi testăm foarte mult acum. Practic în spital nu mai intră nimeni netestat. Și internările, așa cum bine știți, sunt doar urgențe și oncologice. Îmbolnăviri în rândul personalului medical s-au înregistrat și la spitalele CFR și la cel municipal din Ploiești. Situația se poate înrăutăți în orice moment. În cadrelor medicale, pe mai multe secții ale spitalului, s-au înregistrat persoane pozitive la COVID. Aceste persoane au fost izolate la domiciliu, au fost testate toate persoanele angajate pe secțiile respective. Persoanele negative asigură în continuare activitatea pe secțiile spitalului, deci activitatea se desfășoară normal. Și în alte spitale din țară situația este critică, iar managerii cer lockdown și măsuri restrictive care să limiteze îmbolnăvirile și răspândirea galopantă a coronavirusului.